Atunci când banii sunt folosiți pentru a reglementa și distribui resurse pentru profit, atât oamenii cât și națiunile vor fi fiecare pentru el și vor căuta să obțină avantaje prin orice mijloace. Fac asta menținând un avans competitiv sau prin intervenție militară. Războiul înseamnă eșecul suprem al națiunilor în soluționarea diferențelor lor. Din punct de vedere strict pragmatic, este cea mai mare risipă de vieți omenești și resurse imaginată vreodată. Cele mai multe războaie se duc pentru controlul resurselor și menținerea stării voastre de inegalitate a șanselor. Ele nu se fundamentează pe demnitatea umană. Nu au drept fundament beneficiul ființelor umane. Poate fi benefic pentru oamenii din țara care a învins. E posibil și asta. Dar pentru restul lumii, prețul este enorm. Această încercare dură și violentă de a rezolva conflicte internaționale capătă nuanțe și mai sinistre cu apariția sistemelor cibernetice nucleare de bombardare și a armelor biologice și chimice mortale. Și totuși sunt bani plicați din cer, oportunități de îmbogățire pentru cei care profită de pe urma complexului militar-industrial. Dacă profitul ar fi exclus din războaie, chiar credeți că am mai avea războaie? Dacă te recrutează în armată ca să-ți aperi țara, îți riști viața pentru țara ta. Ar trebui să recruteze toate industriile folosite în război. Toți fabricanții de tunuri de mitraliere, automobile, jeepuri, nave de război, recrutați toți ca să fie plătiți tot atât de mult cât sunt plătiți și cei din armată. Numai așa războiul ar fi autentic. Dar dacă câștigi milioane din vânzări de nave de război și mitraliere pentru armată, atunci războiul e corupt. Dacă ar fi după mine și am avea milioane de soldați în armată, i-aș trimite la facultăți unde devin experți în a găsi soluții, privind cum să ne înțelegem bine cu alte țări. Asta trebuie să facem, nu să ucidem. Soldații sunt doar mașini de ucis. Ei sunt instruiți să omoare.